Prefectul județului, George Sava, a înaintat guvernului un memoriu pentru declararea canalului Siret-Bărăgan drept obiectiv de importanță națională, ceea ce va duce la urgentarea demarării lucrărilor la acest obiectiv care ar putea salva agricultura românească. Am solicitat ca acest canal, Siret-Bărăgan, să fie declarat de importanță strategică națională, atât din punct de vedere al agriculturii, dar și cât și din punct de vedere militar, lucru pe care îl vor analiza foarte bine structurile de forță ale statului român. Ce am urmărit prin acest demers? În primul rând să înceapă, așa cum spuneam, lucrările la acest canal, adică să continue, că este început doar până la Călimănești, în Vrancea. Dacă propunerea prefectului va fi luată în seamă, iar canalul de irigație Siret-Bărăgan va fi declarat obiectiv de importanță națională, acest lucru va aduce numai beneficii. Buzăul ar avea de câștigat în domeniul agriculturii, mai ales că anul acesta a fost unul dintre cele mai afectate județe de secetă. Un sfert din suprafața agricolă a Buzăului a avut de suferit din cauza lipsei de precipitații. Acest canal va crea foarte multe locuri de muncă, atât în momentul în care va fi executat, dar și după aceea, prin industriile pe orizontale și verticale pe care le va susține. Și eu mai zic că cea mai importantă autostradă din România este continuarea canalului Siret-Bărăgan și finalizarea lui. Cred că, după datele specialiștilor, producția ar depăși 30-40% dintr-o producție normală a țării, deci ar sări cu 30-40%, ceea ce nu-i de coală. Dacă acest canal va fi realizat, s-ar putea asigura irigarea a 800.000 de hectare de suprafață agricolă în câmpia română.